7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre flori nepotrivite. O să fiți probabil chiar supărați pe mine pentru titlul acesta. Cum ar putea să fie florile nepotrivite? Pentru că dacă te gândești la floare, te gândești la tot ce aduce ea ca frumusețe, ca parfum și oriunde și oricând o floare ar trebui să fie potrivită, adică la locul ei și aducătoare de ceea ce trebuie să aducă o floare. Și eu sunt surprinsă și de fapt multe din metaforele pe care mi le dă grădina, eu le și numesc metaforele mele botanice, mă determină să regândesc puțin lucrurile pe care credeam că le știu foarte bine și că, de fapt, așa cum le știu, pot să rămână bine știute și ușor de aplicat. Știm foarte bine că nu-i înțelept să lași crinii în casă peste noapte, chiar dacă ți-au fost aduși de cei mai buni prieteni, și mai bine îi pui în curte sau pe balcon. Tot așa de bine știm că nu este cazul să pui trandafirii lângă zambile sau garoafele lângă narcise, sau că nici unui cactus nu-i stă bine lângă o floare cu frunze mari și cărnoase. Și cam asta s-a întâmplat în grădina mea. De ceva vreme o să primesc o notă proastă la botanică, că nu știu cum se cheamă floarea, dar este o floare frumoasă, înaltă, cu tulpini pline de țepi, dar și țepii sunt extrem de picturali. Are frunze micuțe și are niște flori roșii scânteitoare, pur și simplu. Și în ghiveciu în care am floarea asta, pe care am primit-o de fapt, mai era o altă floare, corigentă sunt la botanică, nu știu cum se cheamă nici asta, dar are frunze mari, cărnoase, voluptoase de-a dreptul. Și m-am bucurat foarte mult să le văd împreună. Numai că în fiecare zi văd cum una o înțeapă pe cealaltă. Adică cum spinii sfâșie frunzele. Și n-am mai suportat acest peisaj de cruzime vegetală, aș zice eu. Și la un moment dat le-am despărțit și le-am pus în alte ghivece. Cea cu spinii și cu florile scânteitoare roșii într-un ghiveci și cea cu frunzele cărnoase și voluptoase într-un alt ghiveci. Și acum mă uit la ele și zic, oare de ce nu pot să fac asta în viața de toate zilele? Sau ce ar trebui să învăț? Dacă și florile sunt uneori nepotrivite și nu le stă bine una lângă cealaltă și nu se hrănesc, ci se lovesc și se rănesc, poate că se întâmplă așa și cu oamenii. Poate se întâmplă așa și cu cei care ne sunt apropiați și pe care îi iubim și îi respectăm și îi recunoaștem că sunt flori și că au calități. Și ca de cele mai multe ori mă gândesc, oare cum se uită Dumnezeu la lucrurile astea și oare ce ar zice Dumnezeu, care e creatorul și care are toată înțelepciunea și care este Domnul creației. Și nu mă pot duce mai departe decât la metafora trupului din 1 Corinteni 12. Pavel vorbește foarte clar, foarte concret și foarte specific despre cum să armonizăm diferențele dintre noi. Că este extraordinar că avem și cactus, și iederă, și zambile, și trandafiri, dar că uneori nu e cazul să stea în aceeași grădină sau să stea prea aproape unele de celelalte. În 1 Corinteni, capitolul 12, regăsesc așa aproape cu umor dialogul dintre ureche, ochi, picior, mână. Cum
s-ar putea exclude una pe cealaltă, nu? Ce nevoie are ochiul de picior? Mare nevoie. Că dacă n-ar fi picior, n-ar umbla și n-ar putea vedea lumea. După cum dacă piciorul n-ar avea ochi, ar călca în străchini în fiecare zi. Metafora trupului, așa cum este ea prezentată de Apostolul Pavel, vorbește tocmai despre reconcilierea tuturor diferențelor. Este posibil să fii foarte diferit de cel de lângă tine și ai tot dreptul să fii diferit. Și este posibil să ai nevoie de un spațiu personal, un spațiu poate al lucrării tale personale, un spațiu al harurilor pe care Dumnezeu ți le-a dat și care trebuie grădinărite și exersate și care nu e compatibil, poate, cu celălalt spațiu. În niciun caz, asta nu este o invitație la diviziune, la separare. La diviziune în sensul fărâmițării, că dacă nu-mi place biserica asta, îmi fac alta. Și vedem că e un peisaj cât se poate de obișnuit sociologic. Și mai degrabă este o invitație la a înțelege că ai nevoie de alt chiveci, poate, de un alt spațiu, ai nevoie de niște granițe, ca parfumul tău și frumusețea ta să rămână acolo și să se bucure de ea cine trebuie și mai ales bunul Dumnezeu să se bucure, pentru că El ne-a dat daruri, El ne-a făcut unici și putem să stăm unii lângă ceilalți, chiar dacă în ghivece diferite. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.